Familiile care au cel puțin 2 copii ar putea avea impozitul pe venit mai scăzut începând cu anul viitor. Măsura face parte dintr-un proiect aflat la Ministerul Muncii, care prevede și alte beneficii. Cu detalii vine colegul meu, Claudiu Mihuț. Bună dimineața, Claudiu! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Așa este, vorbim despre un proiect al Ministerului Muncii care vrea să ușureze viața familiilor cu 2 sau cu mai mulți copii. În primul rând este vorba despre reducerea taxării muncii în cazul acestor familii, ținându-se cont de venituri, dar și de numărul copiilor. Practic, părinții care se încadrează în această categorie ar avea parte de un salariu net mai mare, apoi se dorește încurajarea familiilor tinere, acestea să aibă acces mai ușor, mai facil la accesarea locuințelor sociale, dar și la accesarea chiriilor subvenționate. În plus, cei care își doresc să cumpere o locuință, fie că vorbim de apartament sau de casă, să beneficieze cumva de un credit cu dobânzi mai mici. Există un plan și pentru tichetele sociale care vor fi acordate familiilor cu venituri medii și mici. Aceste tichete sociale vor putea fi folosite pentru plata cheltuielilor legate de creșă și de grădiniță. Vor fi valabile chiar și în cazul instituțiilor de învățământ private. Și premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre aceste modificări, despre care spune că fac parte dintr-o reformă fiscală absolut necesară. Proiectul își propune creșterea natalității și are ca termen de implementare anul 2028. Acestea sunt informațiile. La revedere! Mulțumesc, Claudiu! Între timp, cu cât ne apropiem mai mult de Paște, încep să crească și prețurile la ouă. Aceste produse nu vor lipsi de pe masa de sărbătoare. Unii specialiști spun că s-ar putea să asistăm la speculă din partea unor vânzători care vor să crească prețurile cu orice preț. 1,50 lei. Atât a ajuns să coste un ou în piețele din capitală, spre disperarea oamenilor care se gândesc cu groază ce vor mai putea pune pe masa de Paște după scumpirile în lanț. De la 1 leu, la 1,50 lei, vă dați seama că o să mai ajungă la vreo 2. Cred că bate la 2 până la Paște. Când te uiți din două bucături așa, l-ai înghițit când e foame. Era 50 de bani, era. Păi, și acum e 1 leu, 1,20 lei, 1,50 lei, stau și mă uit, deci peste tot și pe loc cumpăr. Iar cei care vor să cumpere ouăle gata vopsite, trebuie să bage adânc mâna în buzunar. Dacă vreau o vopsită, e 2,50 lei. Dacă ouăle provin de la găini crescute în aer liber, crește și prețul. Un singur ou costă între 1,60 lei și 1,90 lei în funcție de mărime. 8 ouă, 12,50 lei, asta înseamnă că e 1,60 lei. Specialiștii din industria alimentară avertizează că unii comercianți vor să speculeze perioada sărbătorilor pascale, așa că vor crește și mai mult prețurile. Vom asista la prețuri, eu spun, cu 10-15% mai mari în ultima săptămână dinaintea sărbătorilor pascale. Dacă în 2022 un cofraș cu 30 de ouă costa în medie 30 de lei, anul trecut prețul acestuia a ajuns la 45 de lei. Iar specialiștii din industrie estimează că în acest an, până de Paște, pentru aceleași 30 de ouă, prețul ar putea fi și de 55 de lei. Producătorii de ouă trag un semnal de alarmă și ne îndeamnă să avem grijă de unde cumpărăm, dacă vrem să obținem cel mai mic preț. În retailer, în comerțul modern, îl găseați în medie între 0,7 și 0,8, pe când în piața liberă noi am găsit între 1,2 și 1,6. Ceea ce înseamnă, hai să spunem că e 1,2, nu e 1,6. Deja e un 50% în plus mai scump ouă pe piața liberă decât ouă din fermă, în condițiile în care ouă din fermă este și ambalat. Cei care vor să economisească și-au făcut stocurile de acum, când prețurile sunt încă mai mici. Ouăle pe care le-am cumpărat acum, puțin mai devreme, o parte din ele fac cozonaci. O să trimit și în Italia la o rudă și în Anglia la fetița mea și bag și în congelator, pentru ca să-mi fie mai ușor în săptămâna mare. Și carnea de miel se află pe lista neagră a scumpirilor. Un kilogram de miel se vinde acum în viu în ferme cu 25 de lei pe kilogram, dar specialiștii spun că prețul va urca până la 30 de lei odată cu apropierea Paștelui. O țeavă de gaz fisurată a fost motiv de alertă într-un cartier din Constanța. Au intervenit pompierii, jandarmii și polițiștii, dar și un muncitor înarmat cu o lopată. Iată imaginile. Gazul
Gazul iese cu o presiune atât de mare încât zgomotul este de nesuportat pentru cei aflați în apropiere. Pompierii au format un perimetru în zona cu probleme și sunt pregătiți să intervină în cazul în care s-ar produce o explozie. Pe străzile din apropiere sunt postate inclusiv echipaje de poliție și jandarmerie, dar personajul principal pare muncitorul care intră în șanțul cu țeava fisurată, înarmat cu lopata. Reprezentanții companiei de gaz au transmis că scurgerile au fost oprite printr-o metodă provizorie. În zonă se făceau lucrări, așa că e posibil ca țeava să fi fost atinsă accidental. Fără laptop în cafenele, aceasta este noua regulă pe care o regăsim în tot mai multe localuri. Care este motivul pentru care ni se interzice să mai lucrăm din restaurant, aflăm chiar acum de la colega mea, Larisa Rațiu. Bună dimineața, Larisa! Bună dimineața tuturor! Ei bine, cu toții căutăm un spațiu liniștit atunci când vrem să lucrăm pe laptop, iar de cele mai multe ori locul ideal este chiar în cafenea. Însă, acest lucru nu va mai fi permis peste tot. De ce spun asta? Ei bine, motivul este unul simplu. Tot mai mulți antreprenori și freelancer pierd noțiunea timpului atunci când lucrează pe laptop și iată că în câteva ore bune de stat în cafenea consumă doar o cafea, o apă sau un suc. Deci consumația este una minimă, îți mulțumesc, de până în 50 de lei, iar masa poate rămâne blocată chiar și pentru jumătate din zi. Ei bine, această situație evident că îi trage în jos pe patroni. Însă, pentru cei care vor neapărat să lucreze în cafenea, iată că se găsesc și soluții. Patronii vor amenaja spații speciale în zona barurilor, unde clienții pot veni să lucreze pe aceste dispozitive, însă atenție, doar în zilele săptămânii și nu în weekend. Tot mai multe cafenele din Cluj-Napoca au aplicat deja această regulă, iar iată că acest trend începe ușor-ușor să fie adoptat și în localurile din București. Acestea au fost informațiile despre acest subiect. La revedere! Cât de des spălăm draperiile, dar pijamaua? Sunt întrebări la care fiecare răspunde după cum îi este obiceiul. Totuși există recomandări clare din partea medicilor în privința fiecărui articol din casă. Colega mea, Elvira Costache, ne dă toate detaliile chiar acum în platou. Bună dimineața, Elvira! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Începem cu lenjeria de pat. Unii oameni o schimbă săptămânal, alții o țin chiar o lună pe aceeași. Cum este corect? Ei bine, medicii spun că o dată pe săptămână este ideal să o schimbăm. Dacă în pat doarme o singură persoană însă, e în regulă și de două ori pe lună. Și un sfat extra, salteaua se întoarce pe partea cealaltă o dată la 6 luni ca să evităm acumularea de bacterii. Trecem la prosoape. Multă lume le spală odată cu cearșafurile. Nu este corect. Ele se spală la fiecare 3 folosiri ca să prevenim mucegaiul. Pijamalele se spală și ele mai des decât ați crede, deși 46% dintre oameni spun că le schimbă săptămânal, se pare că la fiecare 3 purtări este ideal să băgăm pijamaua la spălat pentru că acumulează microbi. Mergem mai departe, spălatul perdelelor este o activitate destul de dificilă și e de înțeles de ce o amânăm cât putem de mult. O dată pe an este suficient să le spălăm numai dacă stăm într-o zonă cu multă verdeață, departe de poluare. Altfel, dacă stăm la stradă sau dacă fumăm în casă, medicii spun că perdelele trebuie spălate o dată la 4 luni. Altfel, devin depozite de alergeni. Încheiem cu un sfat pentru cei care au copii. Animăluțele de impluș se spală o dată pe lună. Ideal ar fi în mașina de spălat cu un căpăcel de dezinfectant. Dacă nu se pot băga în mașina de spălat, putem să le punem într-un săculeț din plastic și să adăugăm bicarbonat și să-l lăsăm așa cam 30 de minute. Premergătorul folosit de bebeluși în primele luni de viață este un dispozitiv periculos care în unele țări a fost interzis. Copilul ajunge să se tărască, iar dezvoltarea mersului este întârziată. Din ce cauză se întâmplă acest lucru, dar și cum putem remedia aceste probleme, aflăm astăzi de la unul dintre cei mai cunoscuți fizioterapeuți pentru copii, Elena Căciulan. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru așa un subiect care este foarte generos și care ne dă nouă șansa să-i învățăm pe părinți ce ar trebui să nu facă cu copiilor. În primul rând, bine ați venit la noi, iar în al doilea rând, de ce nu este bun premergătorul pentru cei mici? Premergătorul rămâne un device care, pentru care noi ar trebui să spunem un mare nu. Noi venim pe lumea aceasta să ne mișcăm, iar acest premergător ne va bloca cumva evoluția neuromotorie a copilului. Ce se întâmplă în condițiile în care copilul meu stă în acest premergător?
În primul rând, el are numai ideea că se poate mișca în libertate, pentru că el este blocat acolo, iar dacă are o jucărie pe acest premergător și îi cade, el nu se va putea apleca să o ia. După aceea, nu va avea reprezentarea corpului lui, pentru că el lucrează numai cu partea superioară, adică cap, mâini, trunchi, membrele inferioare și bazinul nu le zărește niciodată. Va avea o imagine greșită privind deplasarea lui. Se va duce pe un culoar așa cum avem acasă, dintr-o parte în cealaltă, fără să știe ce înseamnă pericolul și unde trebuie să se oprească. De multe ori, copiii merg așa în neștire, cu ghilimelele de rigoare, și se lovesc de un perete sau de celălalt. După aceea, trebuie să recunoaștem că deplasarea copilului în acest premergător nu îi dă lui posibilitatea să învețe ce înseamnă mersul corect, ce înseamnă verticalitatea. Studiile arată că o zi din viața copilului petrecută în premergător întârzie cu 3 zile mersul normal, independent. Exact. Ce se întâmplă? În premergătorul acesta, copilul meu nu o să învețe să meargă, pentru că el se ridică pe picioare sau se va ridica pe vârfurile picioarelor și dacă obosește, o să-și lase imediat greutatea pe chiloțelul respectiv, care este sprijinul lui. După aceea, el nu învață ce înseamnă transferul de greutate de pe un picior pe celălalt. Pentru că dacă obosește, imediat se lasă, iarăși se sprijină, pendulează foarte tare, face această pendulare în acest premergător și bineînțeles că toate lucrurile acestea nu îi va permite lui să mențină poziția de verticalitate, nu va permite să pășească corect și va pierde această noțiune de ce înseamnă poziția verticală corectă, de ce înseamnă mersul corect, de ce înseamnă transferul de greutate și, iarăși, foarte important este să-și proiecteze centrul de greutate în poligonul de susținere, care înseamnă între cele două piciorușe. El va merge ori către anterior, se va duce ori către înainte, ori se va duce către posterior și va lăsa capul pe spate. Iar atunci când nu este în premergător, o să se ducă către spate, către posterior și o să vedeți accidente sau către anterior. Și dacă nu are reacția aceasta de sprijin foarte corectă la nivelul membrelor superioare, el se poate dezechilibra și se poate accidenta. Deci există și risc de accidentare a celor care folosesc premergătorul a copiilor. Sigur că da, pentru că toată această reprezentare a imaginii corporale se face totalmente greșit în condițiile în care el se va plimba toată ziua în acel premergător. Cu ce putem înlocui premergătorul? Premergătorul poate fi înlocuit pur și simplu, îl lăsăm pe copil să-și dezvolte motricitatea liberă pe jos. Punem pe covor o pătură, două sau puneți o pătură, fiecare părinte va alege modalitatea în care îl lasă pe copil să se deplaseze, pentru că numai descoperind mediul, numai punând mânuțele și va învăța ce înseamnă parchet, ce înseamnă lemn, ce înseamnă plastic, toate aceste informații pe care el le realizează prin aceste atingeri, pentru că avem o multitudine de senzori la nivelul mâinilor, la nivelul corpului, toate informațiile le va primi la nivelul creierului, le va încerca să le înțeleagă și el va avea aceste informații care îl face pe copilul meu să se dezvolte din punct de vedere cognitiv, din punct de vedere fizic și din punct de vedere emoțional. Aveți la centru cazuri de bebeluși cu probleme locomotorii. Care sunt acestea și cum se tratează? Sunt foarte mulți bebeluși care vin cu întârzieri în dezvoltarea motorie. Sunt copii care vin cu probleme de sub mai nou, cu probleme orofaciale, de masticație și de deglutiție. Când vorbim de problemele locomotorii sau legate de dezvoltarea neuromotorie, sunt probleme legate de deplasarea de rostogolire, de târâre, de deplasarea în patrupedie, de mersul propriu-zis. Și atunci copilul va fi evaluat și va avea parte de un program individualizat care înseamnă eu voi lucra atât membrele superioare, cât și membrele inferioare, cât și trunchiul. Voi face exerciții, de exemplu, de rostogolire. Facem aici așa o mică demonstrație, că avem o păpușică și l-am dus pe copilașul meu în poziția aceasta, poziția de decubit ventral sau culcat pe burtă, care trebuie să fie prezentă în viața copiilor noștri, pentru că până la un an
tot ce vede copilul cu ajutorul captorilor cefalici, cum spunem noi, care înseamnă ochi, înseamnă articulație temporomandibulară, înseamnă vestibul și înseamnă captorii de la nivel cefalic, sunt cei care transmit informațiile la nivelul creierului și copilul meu începe să aibă informații. Dacă eu fac un zgomot aici, ce face copilașul? Va întoarce capul. În același timp își va mări câmpul vizual. El va avea informații tot ce se întâmplă în jurul lui și tot ce vede, că vede masa, că vă vede pe dumneavoastră, că vede o hârtie, sunt lucruri care sunt noi pentru copilul meu și pe care el începe să le decodifice la nivelul sistemului nervos și să aibă o multitudine de informații care îl fac pe copilul meu să evolueze din punct de vedere cognitiv. Ce greșeli fac părinții atunci când îi pun pe copil la joacă? Când îi pun pe copii la joacă, de foarte multe ori, părintele aduce foarte multe informații, pune foarte multe jucării de jur împrejur. Este cea mai mare greșeală. Copilul nu are nevoie de prea multe informații, pentru că ați văzut, el nu este interesat. Și atunci ignoră, începe să plângă și dincolo de toate, părintele trebuie să înțeleagă că primul partener de joacă înseamnă mama, tata, fratele. De ce copilașii mici care au un frățior mai mare sau o surioară sunt întotdeauna interesați să facă lucruri noi care sunt dincolo de vârsta lor motorie? Pentru că au acolo un stimulent, au pe cineva care îl provoacă la joacă, pentru că joaca rămâne unul din cele mai importante elemente în dezvoltarea copilului. Ce alte exerciții mai putem face cu copiii noștri? Cu copiii noștri putem să mergem cu ei, să îi punem pe jos, să le dăm jucărele, să ne târâm cu ei, să ne rostogolim cu ei, să mergem pe patru labe. Această poziție de patrupedie este cea mai bună poziție pentru dezvoltarea cognitivă a copilului. Pentru că dacă cele două emisfere cerebrale sunt ca doi polițiști care stau într-o parte și cealaltă și se vânează cine a greșit, de ce a greșit, de data aceasta, pentru că eu am patrupedia, înseamnă așa, înseamnă mână și picior opus, adică va lucra piciorul opus și mâna cealaltă și cele două emisfere cerebrale lucrează în tandem. Copilul meu câștigă din punct de vedere cognitiv, copilul meu câștigă din punct de vedere fizic extraordinar de multe lucruri și va fi copilul care va găsi soluții în orice secundă. Ce obiecte ar trebui să avem acasă dacă vrem să facem exerciții cu cei mici? Dacă vrem să facem exerciții cu cei mici, nu avem nevoie de investiții. Avem o pătură, putem să punem pe covor sau dacă nu avem covor, putem să punem o pătură, putem să luăm o minge în care să punem copilul și să ducem către anterior și posterior. Nu recomand rostogolirea pe minge pentru că este periculoasă pentru părinți, că n-au manualitatea necesară. Putem să ne rostogolim cu ei, putem să luăm jucărele care sunt de dimensiuni diferite și mai mari și mai mici și să facem sau putem să facem niște săculeți foarte simplu și să aruncăm către copilaș și el să arunce către noi în condițiile în care el este un pic mai mare. Avem imagini cu dumneavoastră la o sesiune aici pe ecran? Da, aici facem niște exerciții foarte importante pe minge, care înseamnă propriocepție și care înseamnă echilibru. Pentru că bebelușul meu aici, iarăși, este o poziție foarte importantă. Ce înseamnă să poziționez copilul în decubit ventral sau culcat pe burtă? Pentru că bebelușii mei refuză de foarte multe ori să stea în această poziție. Și atunci, dacă el nu vrea să stea singurel pe burtă, eu am să duc antebrațul meu sub axilele copilașului, o mânuță sub burtică și mă plimb cu el așa. Este o poziție care place copilului, care îi dă multă siguranță, îl țin lângă mine, este schimbul acela de energie pe care copilul îl cunoaște și pe care îl acceptă cu cea mai mare bucurie și care îl va face pe copilul meu să treacă prin această poziție pentru că îmi dezvoltă musculatura cefei, îmi ridică capul și îmi dă voie copilului să-și descopere mediul înconjurător. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru toate aceste informații și vă mai așteptăm aici în platou. Și eu vă mulțumesc frumos! Noi continuăm jurnalul. Taxa pe boală agită în continuare spiritele. Premierul spune că, dacă ne uităm la statistici, suntem cel mai bolnav popor din lume. Autoritățile au stabilit anumite categorii de persoane exceptate de la plata impozitului pe concediile medicale, dar au omis bolnavii cronici. Așa că se pregătesc cu noi modificări. Oamenii spun că nu este normal să plătească un impozit pe zilele în care sunt bolnavi, deși recunosc că unii abuzează de acest drept. Dacă ne uităm pe statistici, suntem cel mai bolnav popor din lume.
În urmă cu aproximativ 2 luni, premierul spunea că doar într-un an România au avut peste 270.000 de concedii medicale pentru dureri de spate și aproape 190.000 pentru răceală. Acum, șeful guvernului atrage atenția că sistemul de sănătate are nevoie de finanțare. Dacă doriți ca să eu să dau venituri mai mari celui care cu voie sau fără voia sa a răcit și stă 5 zile acasă, nu am să o fac. Premierul susține că pentru tuse și junghi, angajații aflați în concediu medical vor plăti impozitul de 10%. Dar eu știu că aspirina este, nu e pe lista de compensate. Da? Adică să dau și medicamente compensate, să pentru tuse și junghi, să plătesc absolut tot, să suport eu statul român. Măsura a stârnit imediat un val de revoltă printre pacienți. Nu mi se pare ok. De ce? Pentru că plătim destul impozit. Nu înțeleg de ce-l mai plătim. În timp ce unii oameni spun că nu sunt de acord cu o suprataxare a concediilor medicale, alții consideră că în anumite cazuri se exagerează. Eu una pot să mă duc când sunt răcită la servici. Sunt oameni care chiar nu se pot deplasa. Cred că 20% sunt justificate. Eu așa consider. Adică în ziua de astăzi vrem să ne luăm un liber, ne punem în concediu medical și suntem liberi. Potrivit datelor oficiale, doar în 2023 au fost înregistrate aproape 3 milioane și jumătate, iar autoritățile vor să descurajeze acest fenomen. Era între. Nu ar trebui să se plătească niciun impozit pentru concediile pe care oamenii și le iau pentru a-și avea grijă de sănătatea lor. Guvernul a stabilit ca gravidele, mamele care au în îngrijire copii bolnavi, cazurile urgente și pacienții oncologici să fie scutiți de plata acestui impozit. Potrivit premierului, pe lista de excepții vor fi adăugați și pacienții cronici. A început numărătoarea inversă pentru mini-vacanța de 1 mai. Stațiunea Mamaia vrea să fie vedeta litoralului și să atragă cei mai mulți turiști. Deja s-au făcut rezervări record. Un vizitator de peste hotare a achitat o sumă uriașă pentru 7 nopți de cazare. Acest apartament a fost închiriat pentru 7 nopți cu suma de, atenție, 10.500 de euro. Vorbim de un apartament prezidențial care are o suprafață de 150 de metri pătrați, dotat cu un living și bucătărie open space, 2 băi și 2 dormitoare, dar și această priveliște spectaculoasă către mare și cluburile exclusiviste. În Mamaia, distracția de 1 mai presupune un festival gastronomic și multă muzică pe plajă și în cluburi. Artiști de excepție vor încânta publicul în perioada 1-6 mai, atât pe scena special amplasată în stațiunea Mamaia timp de 3 zile, dar și în Constanța, pe scena din Piața Ovidiu. În nordul stațiunii sunt așteptați mii de tineri la festivalul de muzică electronică organizat între 1 și 7 mai. Noi avem hotelul plin pentru perioada de 1 mai, încă de acum o lună de zile, și avem două tipuri de clienți, unii care vin de 1 mai și stau până pe 3 și alți clienți care vin de pe 3 mai și stau până după Paște. Vom depăși 80.000 de turiști. Ofertele sunt lansate cu mult timp înainte. Mamaia se află în continuare pe primul loc. În Vama Veche, distracția începe încă de pe 26 aprilie. De 1 mai și de Paște sunt prognozate pe litoral maxime de 20 de grade Celsius. Florile ne aduc o stare de bine și de fericire, iar cei care ajung în zilele acestea la Cluj au parte de asta din plin, după ce autoritățile au triplat numărul bulbilor plantați în cartierele din oraș. Iată imaginile spectaculoase! Lalelele sunt noua atracție turistică a Clujului. Florile colorate și parfumate înfrumusețează principalele zone din oraș, iar vizitatorii se opresc să le admire. Îmi plac foarte mult. Cum arată aici în oraș? Aici sunt foarte mari și frumoase și colorate. Totdeauna mi-a plăcut primăvara, când lalelele înfloreau. Cum arată acum oamenii? Foarte frumos. Splendid arată Clujul. În piața Mihai Viteazu din Cluj-Napoca, lalelele sunt vedetele, iar cei care ajung aici abia așteaptă să le fotografieze. Ați venit să faceți poze? Da, să facem poze la lalele, la copii, să se bucure copii de natură, să cunoască natura. Da. Îți place? Da. Ai făcut poză? Da.
peste 700.000 de bulbi de lalele au fost plantați în toamna anului trecut în principalele zone turistice din oraș. Iar de anul acesta, florile colorate au ajuns și în cartierele Clujului. Astfel, nu doar cei care ajung în zona centrală se pot bucura de frumusețea acestor flori de primăvară. Tot orașul am văzut că e plin de lalele, e foarte drăguț. Da. Ați făcut poze? Dacă avea cine să-i facă poze, da, da, că nu are cine să... Arată bine în poze oricum. Frate, da. Nu? Da, da, foarte bine. Foarte mult, îmi plac, sunt culori diversificate, e minunat, este foarte frumos, un oraș curat și frumos. Le-am admirat și am văzut că toată lumea face poze, le admiră, chiar dacă calcă un pic pe iarbă, se duce lângă ele să le vadă, să le admiră, sunt extraordinare. Arată mai bine orașul acum în perioada asta? Arată bine și chiar parcul cu lalelele cred că arată și mai bine și este un punct de atracție, adică hai să vedem lalelele, nu neapărat să mergem în parc, dar hai să vedem și noi lalelele. Pe lângă lalele, primăria a cumpărat și alte flori de sezon care pot fi văzute în această perioadă în oraș. Frumoasele flori mai rămân deschise câteva zile, timp în care oamenii se pot bucura de gingășia și de parfumul lor. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Eu sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Casa Iubirii, iar la ora 12 ne revedem la știrile prânzului. O zi frumoasă vă doresc, la revedere!